Imediat după ședința de guvern de ieri, angajații Agenției pentru Protecția Mediului din județul Hunedoara au pus capăt protestului spontan declanșat la începutul acestei săptămâni. Decizia a venit în urma hotărârii prin care guvernul a eliminat discriminarea salarială la care au fost supuși angajații din teritoriu în comparație cu colegilor din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului de la București. Reprezentanții Agenției Județene pentru Protecția Mediului declară că protestul nu a afectat și nici nu a pus în pericol vreun proiect cu finanțare europeană, chiar dacă în toată această perioadă a fost sistată activitatea cu publicul. În structurile de mediu lucrează circa 1900 de angajați, din care 1400 în cadrul Agențiilor Județene de pentru Protecția Mediului și circa 500 în cadrul structurii centrale a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. Și având în vedere că activitatea Agenției Naționale se bazează pe activitatea structurilor din teritoriu, era cumva discriminatoriu ca ei să aibă salariile mult mai mari decât cei din teritoriu care lucrează de fapt. Deci cei din București oricum doar centralizează ceea ce lucrăm noi în teritoriu. Și s-a făcut o egalizare a serviciilor, a salariilor angajaților agențiilor județene pentru protecția mediului cu angajații structurii centrale a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. Publicul a fost destul de înțelegător cu protestul nostru, nu am avut solicitări urgente, ca să le numesc așa, deci doar cele care merg pe proceduri obișnuite. Am avut grijă ca să nu sufere nimeni din cauza protestului nostru. Și probabil din acest motiv și publicul a considerat justificat protestul și am avut foarte multă înțelegere